Am întâlnit mai multe persoane de-a lungul timpului care au mărturisit teama aceasta de a fi cuprins de Duhul Sfânt. Nu doar că am întâlnit persoane din astea, dar în adolescență, înainte să experimentez nașterea din nou, eu am fost o persoană care am avut lupte din astea lăuntrice. Sunt chiar oameni al lui Dumnezeu, persoane istorice, figuri istorice foarte importante care au mărturisit același tip de experiență. De exemplu, John Owen a mărturisit o experiență similară când Duhul Sfânt îl cerceta și aducea lumina Evangheliei în viața lui. Satana riposta față de lucrarea Duhului Sfânt, aducându-i blasfemii și înjurături în mintea lui împotriva Duhului Sfânt. Și întrebarea este dacă asta este hula Duhului Sfânt. Întrebarea este importantă pentru că sunt multe persoane care trec prin experiența asta. Atunci când se cercetează de Dumnezeu, Satana le aduce blasfemii, blesteme, înjurături împotriva Duhului Sfânt, așa încât să-i descurajeze și ei să spună: Doamne, nu mai am nicio șansă, nu are sens să mă întorc la Dumnezeu, eu am culit pe Duhul Sfânt, păcatul ăsta nu poate fi iertat. Dar un al doilea motiv pentru care e important subiectul hulei împotriva Duhului Sfânt este pentru că astăzi este folosit, din punctul meu de vedere, într-un mod absolut oribil, împotriva unor membri ai bisericilor care sunt puțin suspicioși la anumite lucrări. Și unii predicatori, unii păstori îi avertizează: aveți grijă să nu huliți împotriva Duhului Sfânt. De exemplu, dacă cineva spune: Domnule, s-a făcut o vindecare undeva, sau păstorul ăla a făcut o anumită lucrare, sau cutare lucrător a făcut ceva, cineva își arată suspiciunea sau vrea să cerceteze lucrul respectiv, el e avertizat imediat: nu cerceta, lasă Duhul Sfânt, acolo e lucrarea Duhului Sfânt, să nu cumva să te trezești că hulești pe Duhul Sfânt. Și consider că ambele situații sunt două interpretări greșite ale hulei împotriva Duhului Sfânt. 1. Când te temi că ai hulit pe Duhul Sfânt, pentru că ți-au venit niște învârături în minte, aia nu este hula împotriva Duhului Sfânt din Scriptură. Și 2. Când anumite persoane te avertizează sau te acuză că ai hulit pe Duhul Sfânt pentru că ai cercetat o anumită situație, o anumită pretenție a cuiva, și atunci nu este caz de hulă împotriva Duhului Sfânt. De ce? Este interesant să observați, în primul rând, că hula împotriva Duhului Sfânt apare o singură dată în Sfânta Scriptură, într-o singură situație, și anume când Domnul Iisus vindecă un demonizat orb și mut. De exemplu, găsiți asta în Matei capitolul 12, repetați și Marcu și în Luca. Vindecă pe omul acesta orb și mut, care era și demonizat, și reacția fariseilor, al liderilor religioși, nu a fost să nege minunea, pentru că era evidentă, ci reacția a fost să pună pe seama diavolului o lucrare evidentă a Duhului Sfânt. Acum, eu aș vrea să vă ofer câteva motive pentru care această hulă împotriva Duhului Sfânt nu poate fi făcută astăzi, acest păcat nu poate fi înfăptuit, săvârșit astăzi. De ce? În primul rând, pentru că avem de-a face cu însuși Domnul Iisus Hristos. El a fost revelația supremă a lui Dumnezeu și într-o singură situație în care Domnul Iisus Hristos se manifestă cu putere făcând această minune extraordinară, în această situație, lucrarea pe care el a făcut-o este pusă pe seama Duhului Sfânt. Deci, în primul rând, avem de-a face cu Mesia. Niciunul dintre noi nu suntem Mesia ca să putem face lucrările lui Mesia și în felul acesta cineva care contestă lucrarea noastră sau blasfemează lucrarea noastră să poată huli pe Duhul Sfânt. Deci, în primul rând, este vorba despre Domnul Iisus Hristos întrupat, Mesia, Fiul lui Dumnezeu încarnat, care a venit să reprezinte deplin pe Dumnezeu și a făcut lucrarea aceasta specială. În al doilea rând, avem de-a face cu o lucrare miraculoasă, incontestabilă. Nici cei mai agresivi dușmani ai Domnului Iisus Hristos nu au negat minunile Domnului Iisus. Citiți foarte clar în Sfânta Scriptură. Ceea ce nu este același lucru cu ceea ce vedem astăzi. Astăzi vedem foarte multe pretenții în care oameni pretind că au făcut vindecări, că ei sunt vindecători sau că au făcut anumite minuni sau că sunt proroci și așa mai departe, dar sunt lucruri care conțin foarte multe dubii. Nu sunt lucrări incontestabile. În cazul acesta a fost o lucrare incontestabilă făcută de Mesia, de Fiul lui Dumnezeu. O lucrare miraculoasă pe care, repet, nici măcar dușmanii lui nu au contestat-o. În cazul acesta este pusă lucrarea Duhului Sfânt pe seama lucrării satanei. Da? Și observați foarte interesant că cei care hulesc aici pe Duhul Sfânt sunt conducători religioși ai vremii respective. Și asta este un aspect foarte important. Nu oamenii de rând,
s-au făcut vinovați de păcatul ăsta. Și învățători religioși, oamenii care stăteau cu Scriptura în mână, oamenii care se pretindea că ei aveau pretenția aceasta, așa, alții credeau lucrul ăsta despre ei, că ei cunosc cuvântul lui Dumnezeu, că îl cunosc pe Dumnezeu, că știau cel mai bine nădejdele cu privire la Mesia și instaurarea împărăției și așa mai departe. Oamenii ăștia au hulit pe Duhul Sfânt, da? Nu oamenii de rând. De obicei, textul este scos în context și aplicat la viața unor oameni care nu... pur și simplu nu se găsesc în situația asta. Unu, nu este Domnul Iisus Hristos. Doi, nu este Domnul Iisus Hristos întrupat, da? Care face o lucrare miraculoasă, vizibilă în fața ochilor oamenilor. Lucru cel mai trist este că acest pasaj mai este folosit pentru a băga într-un fel pumnul în gură în unora care cercetează anumite lucruri care se întâmplă. Și lucrul ăsta este trist pentru că asta, în felul acesta se deschide ușa larg la tot felul de abuzuri, la tot felul de înșelări, la tot felul de minciuni, prorocii mincinoase, minuni mincinoase, semne și vindecări mincinoase, tot felul de abuzuri și tot felul de minciuni sunt promovate pentru simplu fapt că oamenii spun totdeauna, vezi, ai grijă să nu hulești pe Duhul Sfânt, lasă, nu știm noi dacă e adevărat sau nu. Nicăieri Scriptura nu promovează, nu perpetuează atitudinea aceasta. Domnule, e unsul Domnului, să nu cumva să spunem ceva despre el, să nu cumva să punem sub semnul întrebării ceva ce face el. El e unsul Domnului, ca și cum are un fel de har din ăsta al hirotonisirii, ca și cum avem și noi taina asta al hirotonisirii în mediul evanghelic. Deși noi spunem că nu credem în taina hirotonisirii, da? Că avem preoți care primesc un har special, totuși în practică lucrul ăsta se vede când oamenii se tem să pună sub semnul întrebării o lucrare a cuiva, pentru că Domnule, ăsta e un mare învățător, are o ungere specială, să nu cumva să hulim pe Duhul Sfânt. Fals! Fals! Este scos textul din context și aplicat în mod abuziv acolo pentru a apăra de foarte multe ori niște șarlatani, niște înșelători. Care este atitudinea pe care o promovează Scriptura? Păi, de exemplu, Ioan ne spune să cercetăm duhurile, să vedem dacă sunt de la Dumnezeu. Pentru că în lume au ieșit mulți anticriști. Domnul Iisus Hristos a spus, vor veni mulți Hristoși mincinoși. Există un singur Duh al lui Dumnezeu, există un singur Hristos adevărat. Restul puzderie, sunt toți mincinoși. Și atitudinea pe care Domnul Iisus și apostolii după aceea au promovat a fost una de cercetare, una de atenție, una de veghere, una de analiză, da? Chiar Pavel, când predică la un moment dat, Scriptura spune că erau niște oameni cu inima aleasă care cerceteau să vadă dacă marele apostol Pavel, ce spunea el, era după cuvântul lui Dumnezeu. Ei nu știu, mă, dacă spune apostolul Pavel a fost chemat printr-o lucrare dumnezeiască, unică, specială la lucrarea asta, cum să punem noi sub semnul întrebării ce spune el? Ce spune el? Cum să-l cercetăm noi pe Pavel? Nu, și Pavel n-a fost ofensat de faptul că oamenii l-au cercetat. Au judecat ceea ce spune el, da? Au verificat prin prisma cuvântului lui Dumnezeu. Așadar, hula împotriva Duhului Sfânt nu are nimic de a face cu anumite înjurături sau blasfemii sau blesteme pe care diavolul le duce în mintea unora ca după aceea să-i manipuleze și să le spună, voi nu mai aveți nicio șansă, nu vă puteți întoarce la Dumnezeu, nu puteți fi mântuiți. Ăsta este un mod prin care diavolul vrea să răpească cuvântul din inimile oamenilor și în special din inimile unor oameni care sunt deja cercetați de cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ești o persoană de felul acesta, trebuie să înțelegi că situația din cuvântul lui Dumnezeu este total diferită de ceea ce ți se întâmplă ție. Ce ți se întâmplă ție este un atac al diavolului pe care trebuie să-l respingi. Este diavolul care îți pune înjurături sau blesteme în minte împotriva Duhului Sfânt ca să crezi că nu mai ai iertare și că tu ai făcut păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt. Nu, păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt a fost făcut față de persoana întrupată a Domnului Iisus Hristos, care a umblat în fața oamenilor, care a făcut lucrări miraculoase incontestabile. Și un lucru foarte interesant este că oamenii aceștia nu aveau niciun dubiu că este lucrare adevărată. Și totuși, din invidie, din ură, au spus lucrurile astea despre Domnul Iisus Hristos. Deci nu este situația voastră. Și în al doilea rând, nu se poate aplica pasajul ăsta pentru anumite lucrări sau anumiți slujitori sau lucrători care pretind că fac lucrările lui Dumnezeu și a căror lucrări transmit anumite sentimente de suspiciune, da? Dimpotrivă, este datoria noastră, chiar dacă sunt lucrători adevărați, chiar dacă sunt lucrări adevărate, este datoria noastră să cercetăm, să analizăm, să judecăm, să vedem dacă lucrările acelea, dacă lucrătorii aceia
sunt de la Duhul Sfânt sau de la Dumnezeu. De ce trebuie să facem asta? Trebuie să facem lucrul acesta pentru că acum nu mai există Mesia care umblă pe pământ, nu este Fiul lui Dumnezeu întrupat care să facă ce a făcut o singură dată în istoria omenirii. El a fost singurul care l-a reprezentat într-un mod suficient, deplin, desăvârșit. Lui i-a fost dat, singurul căruia i-a fost dat Duhul fără măsură. Da? Suntem într-o situație în care Dumnezeu lucrează prin oameni, dar sunt mai mulți șarlatani, mai mulți înșelători, mai mulți lucrători mincinoși, mai mulți lucrători ai satanei care se îmbracă în îngeri de lumină și care încearcă să ducă în rătăcire, să ducă în eroare pe copiii lui Dumnezeu, să ducă în eroare și rătăcire biserica. Și la un moment dat, climaxul istoriei va fi punctul în care anticristul cu acoliții lui pur și simplu se vor pretinde ca mari slujitori ai poporului lui Dumnezeu și vor intra în templul lui Dumnezeu, se va da, spune Scriptura, pe sine însuși, se va da pe sine însuși drept Dumnezeu și va solicita închinare. Până acolo merge perversiunea, parșivitatea satanei. De astăzi noi trebuie să luăm acest, să lucrăm, să avem acest discernământ de a înțelege care este lucrarea satanei, care este lucrarea lui Dumnezeu, ce lucrători, ce lucrări vin de la Dumnezeu, ce lucrători și ce lucrări vin de la satana, care sunt metodele perverse, parșive ale diavolului de a-și ascunde lucrările sale, da? Așadar, nu permite nimănui, în concluzie, nu permiteți nimănui să vă manipuleze, să vă bage pumnul în gură, să vă linșeze vocea, da? Cu ideea că, vai, teme-te ca nu cumva să hulești pe Duhul Sfânt. Nu, nu hulești pe Duhul Sfânt. Dacă ești un credincios sincer și vrei să vezi dacă o lucrare este de la Dumnezeu, nu hulești pe Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu, nu uitați lucrul ăsta, Duhul lui Dumnezeu nu se teme să fie cercetat. Asta spune Ioan. Cercetați să vedeți dacă lucrurile sunt, dacă lucrările, dacă slujitorii, dacă duhurile sunt de la Dumnezeu. Dacă nu cumva sunt Duhul Anticrist. Duhul Anticrist vine cu manipulare, vine cu frică, vine cu agresivitate, cu tot felul de metode din astea parșive. Duhul lui Dumnezeu nu este așa. Duhul lui Dumnezeu lucrează pe față, el nu se lasă să fie cercetat, el nu se teme să fie pus sub atenție, sub analiză și așa mai departe. Da? Deci ula împotriva Duhului Sfânt nu are nicio treabă cu a cerceta, cu a judeca, cu a analiza, cu a veghea, cu a studia Sfânta Scriptură și a pune față în față anumite lucruri pe care le fac oamenii. Da? Nu vă temeți, nu acesta este păcatul hulei împotriva Duhului Sfânt. Și mai spun un lucru. Chiar dacă, de exemplu, la un moment dat ai ajunge la punctul în care cineva face o slujire sau o lucrare și tu nu crezi că e de la Dumnezeu. Tu te uiți în Sfânta Scriptură și după ce ai înțeles tu din Sfânta Scriptură, zici, domnule, eu nu. Mie nu mi se pare că asta e o lucrare a lui Dumnezeu. Dar să presupunem că totuși e o lucrare a lui Dumnezeu acolo. Tot nu este vorba despre hula împotriva Duhului. Sunt din două motive. Unu, pentru că e important ca intenția ta, da? Intenția ta să fie una sinceră, să fie una serioasă înaintea lui Dumnezeu. Dom'le, eu asta înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu, da? Asta înseamnă că nu-i niciun fel de hulă. Și în al doilea rând, nu este hula împotriva Duhului Sfânt, pentru că omul ăla nu este Iisus Hristos. Nu este Mesia, nu este cel care face și a făcut lucrări incontestabile, chiar și pentru dușmanii lui. Pur și simplu ai fost eronat, ai greșit. Da? E clar, e o problemă dacă ca și credincios, din răutate, din invidie, este o lucrare evidentă a lui Dumnezeu și tu spui despre ea, domnule, asta e lucrarea satanei. Oricum nu e hula împotriva Duhului Sfânt, dar este un păcat. Este un păcat grav, dar nu e hula împotriva Duhului Sfânt. Pentru că omul acela, lucrarea aceea, nu este a lui Hristos întrupat, care a făcut felul de lucrare pe care numai el a putut să o facă. Asta este despre hula împotriva Duhului Sfânt. Dacă ați găsit clipul ăsta util și vă gândiți că ar putea să fie folositor și pentru alții care nici nu știți prin ce situație trec. Eu mi-aduc aminte când eram adolescent că aveam nopți întregi în care eram frământat și diavolul măcina mintea și sufletul cu gândul și cu acuzația că am hulit pe Duhul Sfânt și că nu mai am niciun fel de iertare, n-are niciun sens să mă pocăiesc, să mărturisesc păcatele, să caut pe Dumnezeu, să caut pe Hristos. Nici o promisiune din Biblie nu mai este valabilă pentru că am hulit pe Duhul Sfânt. A fost o înșelătorie. Ulterior, Dumnezeu m-a născut din nou, Dumnezeu a lucrat cu putere. Ulterior, Dumnezeu a făcut niște lucruri extraordinare în viața mea, care sunt dezvoltate de Dumnezeu până astăzi. Asta s-a întâmplat cu foarte mulți oameni. Și oamenii trebuie să fie ajutați să iasă din această cursă
mincinoasă a diavolului. Dați like, dați share și sperăm să fie de ajutor pentru mulți.